Românii își vor alege astăzi un nou președinte. În județul Prahova sunt peste 680.000 de cetățeni cu drept de vot. Aceștia sunt așteptați la secțiile de votare la care sunt arondați. Fiecare persoană se va prezenta cu buletinul în fața comisiei, îl va preda și va primi un buletin de vot și o ștampilă. Va intra apoi în cabină pentru exprimarea opțiunii politice. Vor pune ștampila în căsuța rezervată candidatului ales. Apoi, la ieșire, vor introduce buletinul în urna de vot. Se vor prezenta din nou în fața comisiei, unde le va fi înapoiat buletinul. Vor preda ștampila și vor putea să meargă spre casele lor. Ați venit să votați foarte de dimineață. Da, păi mai sunt și alte probleme și le iau la rând. Am luat-o pe prima și mă duc la în continuare. Mai la piață, mai se găsesc multe probleme.